Salut, bă, ce mai faceți? A trecut puțin timp și încă e la modă faza asta cu farse din melodii unor persoane. Așa că după ceva timp am hotărât și eu să fac una ca lumea de data asta. Și după cum ați văzut și din titlu, astăzi îi facem o farsă profului meu de mate. Eu pot să spun că o decurs fain, a fost totuși șmecher, așa că o să vă las să priviți minunata farsă. Dar înainte de toate, nu uitați să lăsați un like ca YouTube-ul să vadă acest videoclip cum crește și să ridice, să-l pună la recomandat, să vadă cât mai mulți farsa cu proful de mate. Buton de like. Ce bun ești. Uitasem să-i mai scriu și mi-a zis că-s romantic. Ai fost afară? Sau chiar plângi? Cu coșmarul se rezolvă mâine. Se rezolvă. Treaba ta? Terene ca nepot artificial. Hei, domn profesor, dar parcă aveam un pact. Vreau să fiu un om mai bun. Cu cine? Vreau să te merit acum. Ce? Știu că drumul pare lung. Spre Miruna? Și mă bag în scrum. Te susțin, merită. Stelele străluce, dar plouă. Ești un poet eșuat, sincer. Hei, frate, asta a durut. Dacă tot n-am înclinat spre matematică, măcar să tin spre română. Văzut. Da, bă, cam atât cu această farsă, sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut la nebun. Nu știu dacă o să mai fac așa ceva, dacă o să mai fac, o să mă mai gândesc. În schimb, cred că e de ajuns, că deja se termină chestia asta cu farse, cu profesor. Am încercat și eu, a fost bine, a fost, mi-a plăcut, ne-am distrat. Eu da, el. E noapte, dar e dimineață. Lumina mă strâmbă la față. Aprind o țigară, mi-e greață. Mă uit în oglindă, e ceață. Sunt obosit, vreau să dorm. Vedeam să mă bag la somn.